Comunitatea din Ceamurlia de Sus, județul Tulcea, a primit astăzi vizita Preasfințitului Părinte Visarion. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica Sfântul Gheorghe și a binecuvântat lucrările realizate la exteriorul lăcașului de cult. Ne-am bucurat astăzi, cler și popor, la Biserica Sfântului Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, din Ceamurlia de Sus, de binefacerile sfinte și dumnezeiești liturghii, binecuvântând și lucrările de restaurare exterioară ale acestui sfânt locaș. Ceamurlia de Sus este o localitate istorică întemeiată de bulgari și apoi de macedoni, care, iată, din dragoste față de Sfânta Biserică și din iubire jertfelnică față de Dumnezeu, au preînnoit această biserică închinată Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe. Am ascultat cu toții cuvântul Sfintei Evangheliei, care ne-a îndemnat și pe noi să ne îmbogățim în Dumnezeu și să facem din puținul sau din multul nostru un instrument de binecuvântare, de iubire jertfelnică față de aproapele aflat în suferință, pentru ca să dobândim viața cea de veci. Pentru activitatea desfășurată, Părintele Paroh a fost irotesit iconom. Dăm slavă lui Dumnezeu și îi mulțumim căci iată această zi mult așteptată în care Preasfințitul a binecuvântat lucrările de restaurarea bisericii de la exterior și de binecuvântarea picturii în mozaic de pe frontispiciul bisericii. Mulțumim lui Dumnezeu și dăm slavă pentru toate și tuturor ctitorilor și binefăcătorilor, consilierilor și donatorilor care ne-au ajutat pentru înfrumusețarea locașului de cult. Prima biserică din localitate a fost ridicată de comunitatea bulgară în urmă cu 160 de ani. În interior, biserica păstrează vechiul iconostas realizat în anul 1860 de pictorul Teodosii Constantinov.